datează prima atestare documentară a Chișinăului ca localitate? Nu știu. Cifrele sunt contradictorii, n-aș putea să intru în domeniul speculat. 1400 și. Din 1500 și ceva, dacă nu mă înșel. Deci Chișinău a trecut de 500 de ani, știți asta? Chișinău are mai multe de 600 de ani. Sunt mai multe date, dar 1500, nu știu foarte exact, nu știu foarte exact, recunosc. Câți primari aleși prin vot direct de către cetățeni a avut municipiul Chișinău în perioada independenței Republicii Moldova? Cred că vreo 5. Haideți să numărăm pe degete, că nu țin matematic în cap. Deci, primul ales a fost Costin. Așa e, Nicolae Costin a fost. Prin vot de către cetățeni. Aha, nu, deci primul a fost numit, a fost ales Dorin Chirtoacă, nu? Pentru că Urecheanu a fost numit. Serafim Urecheanu, care prima dată a fost numit prin decret prezidențial. Dar prin vot direct. Dar el după asta a fost și ales prin vot direct, dar prima dată a fost numit prin decret prezidențial. După care pe cel de-al doilea l-avem pe Dorin Chirtoacă și atât. Deci a fost Nicolae Costin, după care Serafim Urechean, după care deja a fost o perioadă, deci, cu cei care, deci, provizorii, după care deja cu părere de rău Dorin Chirtoacă și acum, deci, este electoral, este în toi, așa că 4-5 persoane. Serafim Urecheanu, Nicolae Costin, Dorin Chirtoacă, am avea 3. De la independență încoace, domnul Nicolae Costin, domnul Urecheanu, domnul Dorin Chirtoacă, era primar ales 3. Nu mi-a pus niciodată această problemă. Când au avut loc primele alegeri prin vot direct a primarului de Chișinău? Nu mi-amintesc. Nu știu. 2007? Așa cred. Dacă nu greșesc, în 90. 1995, dar nu au avut loc și l-au ales, l-au numit pe Serafim Urechean, după care 1999. Deci, eu consider că era vorba de Carol Schmidt atunci. Păi, dar eu chiar nu m-am pregătit la să vă răspund la astfel de întrebări, să știți, așa că nu știu. Care este modelul de oraș după care credeți că ar trebui să se dezvolte Chișinăul? Cele mai proxime pentru mine sunt capitalele țărilor baltice. În mod special pentru mine, cel mai drag îmi este Tallinn. Mă gândesc întotdeauna la capitalele din țările baltice. De exemplu, Tallinn. Aș propune modelul Berlinului. De exemplu, Geneva, de ce nu? Mi-ar plăcea Iașul. Strict și clar Londra. În momentul de față mă concentrez foarte mult pe orașele importante din România, mă refer la Cluj, mă refer la Oradea, la Timișoara. Ce veți face pe 21 mai? Pe 21 mai probabil vom face o conferință de presă și sperăm noi că vom anunța strategie pentru turul 2. Sper să putem sărbători victoria. Voi veni la primărie. În primul rând, îmi voi lua o oră de somn. Mă voi pregăti de îndeplinirea promisiunilor din programul meu. Ne vom pregăti pentru turul 2. O să încep campania pentru turul 2. Când ați luat sau ați dat mită ultima dată? De ce aș lua? De ce aș da? N-am dat mită și n-am dat mită. Niciodată. Nu am luat și nu am dat. Niciodată n-am luat și n-am dat mită. N-am luat și nu am dat niciodată și nici nu voi lua și nu voi da. Nu voi permite acest lucru nici celor din anturajul meu. Când ați mințit ultima dată? De ce aș minți? Probabil când eram copil. Eu nu mint. Mama m-a învățat de mult că pierd foarte mult de la faptul că minți. Pentru un avocat, a minți sunt chestii care, nu știu cum să le spun. Atunci când știi că clientul tău este vinovat, dar tu în fața instanței trebuie să spui că el este nevinovat, este considerat o minciună sau nu? Eu, în general, nu mint, în general. Dar o mică mască pot avea atunci când văd un om prea necăjit, când simt că are vreo durere, nu pot decât să-i spun, vai ce bine arăți, să-i ridic
un pic moralul, pentru că dacă o faci invers, de două ori îi spun, două persoane diferite, că arată ce-i cu tine, ești palid, a treia dată poate muri. Cu părere de rău din cauza că nu mint și spun direct în față ceea ce gândesc, câteodată chiar am de pierdut, dar eu consider că asta este corect.